Hai, salutare dragilor și bine v-am regăsit la o nouă reacție. Și pe aici. Astăzi îl avem pe Țancă Uraganu cu piesa Susținem Ucraina. Haideți să vedem despre ce-i vorba. Dăm play. Dăm play. Când dați-mi mine, dați-mi tank. Am bicepsul blindat, dau repetat ca un bumerang. Băiete, stai culcat, îi țin pe fraier sub o preiau vorbele unui om de pe TikTok cu în legătură cu războiul ăsta. Spunea așa că cel mai îl întreba multă lume care ar fi locul sau ce ar trebui să facă loc. Ce ar trebui să facă? L-a întrebat pe tipul ăsta și el a dat cel mai bizar răspuns posibil, care nu te așteptai. Și nici eu nu mă așteptam totodată și îi dau dreptate, am mai auzit treaba asta, doar că am uitat de treaba asta, să mă gândesc la ea. Cel mai bun loc și safety loc posibil este Ucraina, Rusia. Pentru că explicația ar fi, dacă ar veni o furtună, un uragan, cel mai sigur loc este și cel mai sigur loc este nu știu cu ei, în Vortex. Acum, I don't know, dar cam așa se spune. Dacă ar fi o tornadă, cel mai sigur loc ar fi în mijlocul ei. Acum, I don't know. Da, hai să te plec. Asta cu general rece în Europa. Da, stau cu generalii. Facem tactică de luptă ca să batem papagalii. Da, suntem atenți la detalii. Mergem peste fraier și ne întoarcem cu medalii. Suntem bazați, nu suntem lași, nu ne enervați. Avem brigadă de mascați, suntem organizați. Facem afaceri cu pirați, nu suntem arestați. Avem relații procurori ca și bogați. Aia da, relații avem peste tot. Dar cu în legătură cu fric, cu curajul, mă îndoiesc că nu suntem cea mai șmecheră țară, că nu avem prea multe în treaba asta, nici armate, nici mai nimic. Așa că nu, eu nu de acord cu treaba asta, nu suntem un popor, din păcate, foarte curajos, așa că mă cam îndoiesc. Da, stau cu generalii. Facem tactică de luptă ca să batem papagalii. Da, suntem atenți la detalii. Mergem peste fraier și ne întoarcem cu medalii. Când intru eu în Ucraina, na, rușii se întorc la Moscova, da. Se duc să-mi aducă corona, na, că eu sunt rege în Europa. Da, stau cu generalii. Facem tactică de luptă ca să batem papagalii. Da, suntem atenți la detalii. Mergem peste fraier și ne întoarcem cu medalii. Nu cred că se va ajunge prea departe cu războiul ăsta, pentru că dacă ar fi să ne înrolăm, primul lucru ar fi să ne luăm țara înapoi de la hoți
și în al doilea rând să mergem să susținem Ucraina, să zic așa. Pentru că, na, nu ai pentru cine să lupți. Și vorbele astea iară sunt preluate, nu sunt ale mele. Dar am spus-o așa ca să fie direct spusă. Și lumea, treaba asta o știe, toată lumea, nu e ceva de ascuns. Dar n-aș vrea să se ajungă acolo. Eu tot cred că vrea să sperie lumea în mare parte și nu știu, este o tactică pe care noi suntem prea mici ca să înțelegem. Acum nu știu ce să zic. Cred că au încetat războiul americanii cu Iranul, să zic așa, și au început în partea asta la alta. Acum nu știu ce să zic. Cu Iranul, cu Iracul. Da. Cam asta a fost, dragilor. Cam asta a fost, dragilor. O vedea ce-o fi. Eu știu că ce am de făcut trebuie să-i dau înainte, indiferent de situație și indiferent de ce va veni, o să ne adaptăm, pentru că nu poți să dai înapoi, trebuie să mergi înainte. Acum, Dumnezeu cu mila, ce să zic. Cam asta a fost, dragilor. Like, dacă nu dislike. Sănătate, v-am pupat.